Bună dimineața! Pace! Haideți cu noi la adunare sau la biserică. Ori una, ori alta mergeți să vă rugați la Dumnezeu, că e frumos și plăcut la Dumnezeu. Așa scrie în Biblie că unde doi sau trei se roagă numele Domnului Iisus Hristos, va face călătorie. Deci unde doi sau trei se roagă în numele Domnului Iisus Hristos, acolo e și El prezent. E foarte frumoasă părtășia să te rogi împreună cu alți oameni care se roagă Domnului. E foarte frumos programul de la adunare și foarte frumos să străiești toată săptămâna viața cum ești la adunare. Calm. Serios. Receptiv. Răbdător. Bun. Pentru mine, să mă duc în fiecare săptămână la adunare, mi se mă încar cu energia pozitivă care ți-o dă faptul că mergi să te rogi la Dumnezeu. Bine, normal că nu te rogi numai când ești la biserică, te rogi în fiecare zi, citești în fiecare zi și mai este și peste săptămână adunare. Numai eu nu prea reușesc să mă duc peste săptămână, dar măcar duminica, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și mergeți și dumneavoastră, și dacă nu puteți să mergeți, Dumnezeu știe situația voastră, dar important e să îl aveți în inima voastră, în gândul vostru, în cuvântul vostru și în faptele voastre. Noi acum suntem în grădiște. Imediat să luăm aici la dreapta. Strada Războieni. Cine e din grădiște mă gândesc că cunoaște. Sora Camelia, unde ea de grădiște, a plecat în America. Dorm? Eu nu dorm. Dar ce faci? Păi te las să vorbești. Păi te întreb, grădiște a plecat, că nu mai știu. Da, da, din grădiște a plecat de la 19 ani. Bine că n-ai început, mă urcă și cu prietenii săi. Să parchez în spatele ăsta. Am eu parcarea mea. Dacă nu e ocupată. Nu preparchează nimeni aici, că e mai îngust. Acum, astăzi e loc mare. Astăzi e loc mare? Da. Ok, vă mai filmez în adunare. Yeah.
Să fie o biserică plină de viață. Amin.
Și aș vrea în dimineața aceasta să ne rugăm pentru ei, pentru copiii noștri. Ca Dumnezeu să poată să binecuvinteze viitorul bisericii, noi avem o datorie. Noi trebuie să îi purtăm în rugăciunile noastre pe acești copii, pe copiii noștri. În dimineața aceasta am câteva gânduri care Dumnezeu mi le-a pus în minte, atât pentru părinți, cât și pentru copii. Aș vrea să încep cu noi, părinții. Un prim gând care l-am este să luptăm în rugăciune pentru copiii noștri care s-au îndepărtat de biserică, s-au îndepărtat de Dumnezeu. Sunt copii aici în biserică, acum că sunt mai mari, dar noi trebuie să luptăm în rugăciune pentru ei. Și aș vrea să luăm câteva exemple de oameni din Sfânta Scriptură de la care putem să învățăm în dimineața aceasta. Și un primul exemplu îl putem găsi în Matei, capitolul 9, în versetul 18. Acolo găsim un tată de la care putem învăța. Acest om a luptat pentru fiica lui până la capăt. Nu numai că s-a rugat, a luptat. Versetul 18 spune așa. Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii. I s-a închinat și i-a zis, fiica mea adineauri a murit, dar vino, depuneți mâinile peste ea și va învia. Acest om, cu toate că fiica lui a murit, putea să lase armele jos, putea să spună, gata, s-a sfârșit. Nu, el a continuat să lupte pentru fiica lui, chiar dacă a murit. Putem învăța de la el lucrul acesta. El a venit cu problema lui, care din punct de vedere omenește nu putea fi rezolvată. Dar acest tată a luptat și a venit înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Iisus, și l-a rugat să vină, să se atingă de ea și să o învieze. Și Iisus Hristos, care are putere și astăzi, acel Iisus, care odinioară spunea către Lazar să vină afară din mormânt și Lazar a ieșit. Acest Iisus care are putere, care a avut putere, are și astăzi să poruncească copiilor noștri care s-au îndepărtat de biserică. Are putere să poruncească, să îi aducă din întuneric la lumină. Și pentru aceasta vreau să ne rugăm. E adevărat, eu personal nu sunt în situație, dar sunt părinți care în inimile lor există o durere mare pentru copiii lor. Și pentru aceștia vreau să ne rugăm, să luptăm în rugăciune. Un al doilea gând, ca și încurajare, este că niciodată nu este prea târziu. Niciodată nu este prea târziu. Citeam din Evanghelia după Luca, capitolul 17, capitolul 7, versetul 1, de la 11 la 15. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu ai maicii lui, care era vădvă. Și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinererule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Această văduvă, nu numai că fiul ei a murit, dar a mers mai departe. Era condus pe ultimul drum. Aici chiar putem spune că nu mai există nicio șansă. Poate de multe ori am spus ca și părinți că copiii, și nu neapărat copiii, și frați de-ai noștri, rudenii, au ajuns prea departe. Poate nu mai credem că există vreo șansă. Dar chiar și atunci când mergi pe ultimul, când mergi, crede că merge pe ultimul drum, Dumnezeu este acela care are ultimul cuvânt. Amin. Și El poate să învieze
ci să aducă la viață orice suflet care a murit din punct de vedere spiritual. Să ne rugăm pentru lucrurile acestea, ca și părinți. Acum vreau să mă îndrept puțin și spre copilași, pentru că vreau să ne rugăm cu toții, de la mic până la mare, cu toții să ne rugăm și Dumnezeu din cerul Lui să asculte glasul nostru. Amin. Luăm tot așa două exemple. Primul exemplu luăm cu un băiețel pe nume Iosif. Îl găsim scris în Genesa, capitolul 37. Versetul 13. Iisus a zis lui Iosif: frații tăi pascuiele la Sihem, vino căci vreau să te trimit la ei. Și ascultăm acum răspunsul lui Iosif. Spune așa: iată-vă, sunt gata. Iosif era un copil ascultător. Întotdeauna el ascultat de părinți. Și aș vrea, dragi copii, să ne rugăm, să vă rugați în dimineața aceasta Dumnezeu să vă ajute să fiți niște copii ascultători. Amin. Și noi, ca părinți, să ne rugăm pentru ei. Oare întotdeauna ați răspuns și voi așa cum a răspuns Iosif? Iată-mă, sunt aici, trimite-mă. Doamne, dă-ne har și putere. Doamne, ajută acești copilași să asculte de părinți. Amin. Amin. Acum luăm cel de-al doilea exemplu din doi împărați. Este vorba de o slujnică care a fost, dar mai bine citim, de la versetul 1 la versetul 3. Naaman, căpetenia oștirilor împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise domnul pe sirieni. Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea a zis stăpânei sale: o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Când citim aceste cuvinte, ne dăm seama și înțelegem că această fetiță era o lumină acolo unde a fost așezată de Dumnezeu. Pentru că mă gândesc că dacă ea nu ar fi fost o lumină, casa lui Naaman nu ar fi ascultat de ea. În momentul când ea a deschis gura și a început să vorbească despre Dumnezeu, că este acela care poate să-l vindece pe stăpânul ei, ei nu primeau. Dar eu cred că această fetiță a fost o lumină și ca atare această fetiță a fost ascultată. Acolo unde sunteți, dragi copii, la școală, la grădiniță, Dumnezeu să vă facă să fiți cu adevărat o lumină. Amin. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și cu toată inima, din toată inima, să ne rugăm pentru copilașii noștri. Dumnezeu să îi țină lângă el. Amin. Toată viața lor. Dumnezeu să facă, atunci când vorbește mari și nu numai, și acum, să-L slujească cu bucurie, așa cum scrie în psalmul acesta care a fost citit. Și Dumnezeu din cer să asculte glasul nostru, așa cum stăm, să ne rugăm Domnului. Să dai mâine, ca tine, Iisus. Mâine, ca tine, să-și spine nimeni.
ca tine, Iisus, să aducă lumina, să nu se pătura. Ocazia sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos, știți dumneavoastră, programele sunt foarte încărcate și am găsit înțelegere conducerea bisericii, la sora Ligia, la sororile învățătoare, și au acceptat ca în dimineața aceasta să slujească împreună cu copiii bisericii. Fie ca mâna Domnului să fie peste ei. Amin. Dragii mei, vom mai cânta o cântare comună pentru slava lui Dumnezeu, după care părtășia noastră va continua.
Thank you.
Să-ți pleacă.
Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 1, cu versetul 3, un singur verset. Și mă rog ca în dimineața aceasta, Cel care este viu în vecii vecilor, să ne deschide inima și mintea să înțelegem Fiul Său. După patima Lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-le deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile.